Citesc de câteva ori anunțul plecării dintre noi a maestrului Radu Beligan și nu vine să cred că în pofida vârstei sale venerabile a decis împreună cu cel de sus să încheie socotelele cu noi ce rămași în extaz în timpul vieții lui, cât și după ea. Ai doma marilor actor pe firul călora îl văd rostindu-și ultima replică și apoi căzând pe scândura scenei, Radu Beligan a trăit cu intensitate până în ultima clipă o intensitate a gândului pe care o transmitea celorlalți, așa cum mi-a fost dat să înțeleg, în vara lui 1989, când l-am întâlnit la Bacău, unde a regizat capodopera O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. L-am urmărit în câteva repetiții, vorbind aproape în șapte actorilor și lăsând asistenților săi, George Ulmen și Livius Rus, povețe pentru a continua lucrul cât timp nu putea veni la scenă rețin finețea și eleganța adresărilor, profunzimea observațiilor și inteligența mișcării scenice, din care nu putea lipsi fizic, pentru că el însuși juca la Bacău rolul lui Agamiță Dan Danache. În aceeași vară am făcut împreună cu el și cu trupa teatrului din orașul lui Bacovia un turneu în stațiunea Slănic Moldova. După câteva reprezentații, trupa s-a reîntors la Bacău, iar eu l-am condus la București. Îmi amintesc drumul de câteva sute de kilometri în care a vorbit foarte puțin, dându-mi de multe ori impresia că doarme. Dar nu era așa. Undeva între Onești și Adjud m-a rugat să opresc mașina într-un sat de care auzisem pentru prima dată în viață. Satului îi spunea Căiuți. Cu o nebănuită tinerețe în mișcări s-a dat jos din mașină, și-a luat-o înainte printre casele țărănești de la șosea, ducându-mă până pe peronul minuscul al unei gări îmbătrânite și fără călători. Acolo s-a îndreptat către un păr coșcovit pe jumătate uscat, l-a îmbrățișat și-a lipit urechea de scoarțai și câteva clipe mai târziu l-am surprins plângând. O tăcere imensă s-a lăsat între noi și n-aveam curajul să-i tulbur această intimitate sfârșietoare și de neînțeles pentru mine atunci. Ne-am reîntors în cele din urmă în mașina cu care l-am dus la București. Pe drum, mult timp n-am scos o vorbă, nici el, nici eu, și doar într-un târziu, neașteptat pentru mine, a început să vorbească. Aveam să aflu de la el că acolo, în gara Căiuți, a avut loc primul spectacol al viitorului actor, Radu Beligan. Tatăl său, cum știți, era ceferist și, ca șef de gară, era plimbat din post în post pe rețeaua căilor ferate. Așa s-a întâmplat la Galbeni, în județul Bacău, unde s-a și născut marele actor și de la al cărui nume, Galbeni, anagramat, îi se trage numele de scenă Galbeni, Beligan. La Căiuț, tatăl său, era din nou șef de gară, iar casa familiei era chiar pe peron, deasupra sălii de așteptare. În lungile zile de vacanță, Micul beligan improviza între doi peri o cortină din cerșaf, în spatele căreia își ticluia spectacolele naive de copil. Trăgea cortina și în fața unui public nevăzut își juca rolurile din vis. Acolo am jucat pentru prima oară în viață, mi-a spus maestru Beligan și, legat de amintirea asta, am înțeles că un actor joacă la fel și pentru unul și pentru o mie de spectatori. Da, chiar și pentru spectatorul nevăzut, așa adăuga eu, fiindcă ce e altceva bucuria de a dărui continuu fără a cere nimic în schimb? A fost așadar pentru mine o lecție de viață de la un mare actor. Așa l-am cunoscut pe Radu Beligan, dăruindu-mi subtil cheia unui secret bine păstrat pe care, iată, vi l-am dezvăluit la rândul meu acum, când în gara căiuți, Cortina simplă dintr-un cearșaf de damasc stă să se tragă și ea, pentru ultima dată.